Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafea. Să vedem de data aceasta ce ne rezervă tuturor aceste energii din cafeluță, spre ce ne vom îndrepta fiecare dintre noi interesul sau ce evenimente ne așteaptă în viața noastră. Ca de fiecare dată, țin să vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru toate mesajele extraordinar de binevoitoare din partea voastră. Zi de zi îmi trimiteți aceste mesaje, iar eu vă răspund după cum pot. Mă bucură enorm aceste mesaje ale voastre, mă ajută să merg mai departe și vă mulțumesc din suflet și vă îmbrățișez pentru ele. Vă urez bine ați venit din nou pe canalul meu. Sper să vă primesc aici cu mesaje din ce în ce mai bune și pozitive zi de zi, astfel încât să aveți un nou elan pentru noua zi care începe. Ia să vedem. Uitați, aceasta este cafeluța și tocmai ce s-a revărsat peste farfurie. Așa cum s-a revărsat această cafeluță, se revarsă toate negativitățile de pe corpul tău, din corpul tău, din casa ta, și așa mai departe. Toate impuritățile, toate lucrurile de magie neagră făcute asupra ta, s-au revărsat, au fost lăsate în spate. S-au spălat s-au dus pe apa sâmbetei. În fundul ceștii se vede un cap de copil mic. Pentru cei care nu aveți copii, asta înseamnă că este un moment bun acesta în care să rămâneți însărcinate. Sau de ce nu, poate unii dintre voi veți afla niște vești de la niște persoane cum că ar rămâne însărcinate. Sunt niște prieteni buni sau din rudele apropiate. Ce știu eu, tot felul de asemenea vești vin spre voi legate de copii, legate de aceste sufletele care aduc în sufletul nostru și în viața noastră atâta lumină. Să știți că acest copil va veni, iată, cu mult noroc, pentru că văd o pană de înger atașată lui. Este un mic îngeraș care va veni cu îngerul lui extraordinar de mare, care îl va păzi și care îl va însoți pe tot parcursul vieții cu mult noroc și vouă vă va aduce multă bucurie în casă. Da, această pană de înger, după cum spuneam, vine să protejeze acest copilaș, să își arate protecția vis-a-vis de acest copil și vis-a-vis de oricine ar avea grijă de el, că este mama, că este bunica, că este sora mamei și așa mai departe. Văd aici o vulpe, un animăluț care seamănă cu o vulpe, care parcă vă ține în mâini așa. Asta ce înseamnă? Că aveți un dușman, o femeie care v-a luat tot la un moment dat, când vă era lumea mai dragă și aveați tot ce vă trebuia, atunci a venit și v-a luat tot sporul din casă, v-a cerut o sumă de bani și dumneavoastră ați dat-o, ați fost binevoitoare. Dar să știți că acum acestei femei merge din ce în ce mai rău, este cu un picior în groapă, și văzând tot răul care îi se întâmplă în viață, o să vină spășită la dumneavoastră și o să-și ceară iertare,
o să vă înapoieze toată datoria pe care o avea la voi. Și odată ce va face acest lucru, nici nu se va mai apropia după aceea de casa voastră sau de voi, pentru că atâta rău v-a făcut un amarnic de ani de zile. Da, o persoană destul de răuvoitoare, care este mai bine că s-a îndepărtat de voi așa, pentru că aveați nevoie de această gură proaspătă de aer din partea Universului. Văd aici o ușă deschisă, o ușă mare deschisă, și în marginea ei se vede o mașină. Parcă vă doriți așa să vă cumpărați această mașină. Vă doriți foarte mult acest autovehicul, și o să reușiți să-l cumpărați. Sau alții dintre voi, poate că nu vreți o mașină, poate că vă doriți o casă. Să știți că și dumneavoastră veți reuși să vă cumpărați casa pe care vă doriți de atâta timp. Drumurile vă sunt deschise, să știți, veți reuși să faceți tot ceea ce aveți în plan, tot ceea ce v-ați gândit să faceți sau să cumpărați de acum înainte, veți reuși. Văd aici niște inițiale, V, O, M și L. Pentru cei care au inițialele acestea, să știți că pentru voi vine un val de fericire. Știți cum sunt valurile acelea la mare? Așa va fi și acest val de fericire care vă va izbi, vă va noroci în această perioadă. Văd o sumedenie de mușuroaie de furnici care se apropie de casa voastră, și aceste furnici parcă au ieșit din mușuroi. Asta înseamnă că tot belșugul se apropie de casa dumneavoastră, de portmoneul dumneavoastră. Numai belșug și o mulțime de bani veți avea parte în această perioadă. Veți reuși să faceți ce v-ați propus cu acești bani. Sau de ce nu să vă cumpărați un mic dar, dar foarte important pentru voi, pentru sufletul vostru, un dar care vă va mulțumi extrem de mult. Văd aici două animăluțe, mama și puiul par a fi. Asta ce înseamnă că viața voastră se reînnoiește. Tot ce este bun va renaște pentru voi imediat. Este ca acel noroc care reușește să răzbată și în viețile voastre după mult timp, când nu prea s-a văzut pe la voi prin ogradă. Mai văd aici o muscă neagră și urâtă. Asta înseamnă că ați avut un vrăjmaș de mic sau de mică, o femeie care v-a făcut vrăji. Și această femeie, să știți că în ziua de astăzi nu prea mai are putere, fie că s-a îmbolnăvit, fie că a murit, fie că pur și simplu nu mai poate să pridească cu răul asupra voastră, dar aceste vrăji pe care vi le-a făcut până acum se opresc din a mai acționa asupra voastră, pur și simplu nu mai au puterea scontată. Dacă până acum nu ați avut noroc de nimic, ca și când ați purtat pietre în spate, să știți că de acum binele va intra în viața voastră.
și vă va fi din nou, vă va fi din ce în ce mai bine. Văd aici un bărbat care stă așa pe gânduri în fața ușii voastre. Este un bărbat care se pare că vă iubește în secret și vrea să vă declare această dragoste. Acest bărbat s-a îndrăgostit de dumneavoastră la ultima baie de mulțime pe care ați făcut-o. Nu știu în ce mulțime ați fost până nu de mult, dar se pare că v-a văzut acolo și pur și simplu a rămas frapat de frumusețea și de gingășia dumneavoastră. Această persoană vine să vă declare dragostea. Este o persoană extraordinar de bună, de sufletistă, de grijulie și își dorește să își împartă viața cu dumneavoastră. Văd aici cifra 41. Asta ce înseamnă? Că persoanele de la 41 de ani în sus vă veți afla foarte curând între o mulțime de oameni și veți da o iscălitură, ce știu eu, poate pentru un partaj, poate pentru o muncă pe care o veți face de acum înainte. Poate în dragoste veți avea schimbări, ce știu eu, tot felul de minunății care se întâmplă pentru viața ta în acest răgaz de timp. Să vedem și dorințele. Iată că farfuria ne arată că avem aici două dorințe care vi se împlinesc și totul va fi din nou foarte bine în viața voastră. Va ieși din nou soarele pe cerul vostru și totul se va întâmpla exact cum ați visat. Cam asta a fost citirea în cafeluța de astăzi, dragilor. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte citiri de acum înainte. Toate bune!